Salut, Speedy. Salut, Robi. Salut, Andrei Cristian. Bun, se pare că a dat notificare. Sper să dați acolo și link-ul PTS. Pe TeamSpeak, că n-am mai intrat pe TeamSpeak. Așa. Ce faceți, mă, fraților? Bun, hai să mergem la mașină. Să nu mai stăm. Am trecut până la Penny să iau niște... Să ne uităm... Să plecăm, m-am oprit aici la Penny să-mi iau un bidon de apă, salut King Blănduț, un bidon de apă, o chestie, un suc, o chestie, o vrăjeală, niște țigări. Hai să mergem la mașină. Hai să ne urcăm. În asta, în asta. Sau în asta. Două secunde. Trebuie să configurez o chestie. Hâț. Hâț. Așa, mă, frate. Ne-am urcat în mașină. Frumos. Ne ducem către Craiova. Hai să băgăm și o melodie, dacă tot așa. 6 persoane pe live. Vă mulțumesc. Bun. Merge tot. Și asta prinde și noi luminile. Salut, Adi! De să nu dăm în ăsta. Acum merge. Salut, Mr. Monster! Bebe sau cu manele, din păcate nu la mine. Salut, Matei! Haideți cu un like acolo, vă rog frumos. Hai să faceți noi 50 de like-uri. Bă, dacă tot suntem 11 persoane pe live, hai să vă anunț o chestie. Și pentru tine, Matei, că ești din zona mea, ești din același sat cu mine, ca să zic așa, mai avem încă o lună de chin cu internetul ăsta. În octombrie trebuie să fie finalizate lucrările cu fibra optică la mine, așa că o să avem fibra optică de 1 giga la noi. Eu am să te apăsesc că... Stai, eu... Hai să nu... Deci o să avem fibra optică în sfârșit. Așa că o să avem și noi calitate una alta.
E, dai cu metru, că văd că stai pe vale. Nu-i de mă cu metru. Rest ce faci, ce mai ziceți? Am să ușor că mă amețești. Ce mă am ieșit din Alba Iulia, în dreptă către Craiova. Mi-am murit motorul. Vreau să schimb a doua, nu mi-a luat-o. Salut, Omiță! Bă, parcă... ritmul ăsta nu prea-mi place. Hai, îl dăm pe ăsta. Care ne place nouă. Și ce zic? Hai, zic. Urbem, mai bine, bă. Eu știu, vedem. Hai cu metre, că mă urc pe tine! Coaie, pocale, s-o venit și-a băgat în buzunar 25 de coco! 25 de coco din partea fratelui Pocale, să-i debun la cap, s-a terminat! Chiar ca de raia coaie, te pup Pocale să trăiești. Ești de bun, fratele Pocale, s-a venit așa ușor. A venit așa ușor din mica, l-a scris în chat și a donat 25 de coco, te pup Pocale să trăiești. Mersi frumos de donație. Ia uite, nici bine n-a venit Pocale și de real de la 50% de gol, din gol este gata, ești de bun, s-a terminat.
Te pup, Bocanes! Să trăiești, mersi frumos de donație, vai de capul meu! E jale, 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 jale! Mersi frumos de donație, Bocanes, sincer! L-am ajuns pe cumătru. Și-a urcat acolo în top. Și-a urcat acolo în top, fratele Bocanes, pe primul loc. Ia uite și pe ăsta cu metre. Cu metre de Ardel. Ardel cu metre. Că n-am chef să mă julești. A ce crezi, că nu trec pe lângă tine sau ce? Nu pot să trec pe lângă tine. Vai, Pocale s-a venit așa cu 25 de coco, așa frumos. Se rămână. Se rămână mult de donați. E incredibil, frate. Incredibil, fratele, deci am rămas paf în momentul de față. Nici bine nu încep live-ul și a venit Pocale, mă mâncați. A derăia Pocale, să mor. Trebuie să iau o sculă de acolo pentru camion. Pentru el e diva. Care nu o găsesc în părțile astea. Doar la Craiova greșesc. Am vrut să dau comandă la Moineș, dar au zis că nu, nu are așa ceva pentru... pentru Scania. Și n-am. Trebuie să plec. Hai, cum e dragă, mă urc pe tine, sincer. Mă, frumos, îmi place BMW-ul ăsta. Te pup, Chiomarian, binevenit, tata. Mă, o m-a spart Pocale, să mor, m-a spart. Nu, no, e problema de la mine, de la... dracu să lea, de... de AdSense, de pula mea. În fine, nu contează.
Mergem frumos pe și format. Da, e ardă. Mă bag și eu după asta cu gol. Oh, oh, oh. Face buffer, face buffer ceva, face buffer ceva, cred că cineva vorbește la telefon. Și pe internetul meu. Dar nu-i problemă. Mai că jebim. Asta zic. Ai odată cu metri. Mă, stai ce-am făcut proști ăsta. Și ți-ar proști ai ideea cu. Hai, că dacă mă atingi, te-am luat. Nu știu cum vreau benzinăria asta. Au. Ca nu prea mi-a ieșit asta. N-am ce să zic. Aici.
Va rămas ceva în cineva pe chat sau... Dar s-ar putea să-ți trebuiască doar cele 5 de hartă, salut Măduțu. Ce să fac, uite la, mă duc înspre care eu acum, unul de față. Și mai avem o donație de 1 euro de la Măduțu, te pup, să trăiești eclipsule, te pup. Ce să fac, mă, frate, uite, mă duc către Caraiova, că trebuie să iau o piesă. Ne-am dat pe BMW-uri, adevărat biker, te pup bikere. Ce să fac, mă, frate, uite, mă duc către Caraiova să iau o piesă pentru camion. Care mai nimica. Voi ce faceți? Saim, George, Eclipse, te pup. Vă pup, vedeți. Păi promodul are România, mă refer la... Are România pe Road to the Black Sea. Are loc în BMW. Are loc și cu... O pasă de pasă, zic. Și da, ce mă refer. Promozul are partea de DLC de la... De la hartă, de la DLC, de la Road to the Black Sea. În rest, pe harta, de câte am înțeles de la Alexandru, îți trebuie doar cele normale, cele 5, Italia, cam așa pe acolo. Roșu, bossule. Acum se face verde și plec. Ne vedeți voi ce face, ce mai ziceți? Ce a venit Măduț acolo și a scris inimioare? Și atât, și a plecat. Opa! Hai cu Seat-ul și cu Opel-ul. Aici o să fiu atent cât mai trec nebunii pe trecerea de pietoni și negru. Mai trec așa aici, nici nu se uită la semni.
Salut, John! Asta de-a depășitate. Chiorule, n-ai văzut că trece cu tu-s fața aia. Respect, boțule. Se pare că e seara donațiilor în seara asta. Mă duc cu 1 euro, pocalez cu 25, ce mai urmează? Dar ce frumos pocale și măduțul, vă pup! Mamă, ce mă, ce geamă de pășire acolo. Uite, frate, cum iau unii lemne și le duc pe altă parte. Mersi frumos, Zucu, mamă, ce... Am ajuns la merișor. L-am prins iar pe ăsta cu 4x4. Avem. Ce număr ai? Sibiu.
Rainbow de Cruz. Asta de acum stăm cu minți. Până nu pleacă inamicul din față. Are you ready? Now walk. And walk. Yeah,
care îmi pierd la mate cu... Remorca ta. Cu numărul tău de handicapat. Pune plână cu aia în roz. Young. I had a dream. I was a model. I was a king. Opa! Accident! Gata! Nu mai merge la prea mult. Pe niște groa, mai bine nu vine pe aici. Atunci GPS-ul care mă duci prin toate groțile. Acolo au pe iarbă. Bă, dar ce scot astea camioane pe aici? Alo, veni România Elie pe aici? Auzi, o trec cu Dedi acum. Bă, ce era cu Dedi? Te-ai dus la tractor. Auzi, dar e tata banditul. Ceva mai vechi. Bă, mi s-a blocat chat-ul? Sau nu mai e nimeni pe live? E tare mic că s-a blocat chat-ul. Ia stai să vedem 2 secunde. De like-uri, 30 de like-uri. No, nu s-a blocat, decât a rămas singur pe live, oarecum. Ce pula mea cu aia, iar mi-apare pagul ăla de la... Iar mi-apare pagul ăla de la...
Da, iar mi-apare bug-ul ăla urât de la... renuirea abonamentelor pe partea de membru. Și ar mă face să dau un tap să mă uit dacă mi-a revenit alături de pe canal, dar n-ar fi cum să-mi vine alături de pe canal, din timp ce câți nu apar niciodată. Bă, dar e convoi internațional la România Elită aici, bă, că mulți trec. La ce zobolote ce vântă de chirurgiu.
pe ăla cu golful și pe ăsta cu autobuzul, frate, e acolo. Error, pe ce server joc? Pe single player. Pe single player, frate. Nu joc pe NG server pentru că nu e harta de multiplayer. Harta de multiplayer o găsești la ce la CTS prin DLC-uri. Și prin alea play, error. Asta e harta României, făcută 1 la 1 ca realitate, știi ce zic? Dacă te uiți în titlu, ai să vezi. Nu e cea oficială de la CTC, ca să zic așa, dar e proiect oficial făcut de cei de la Alexandru Tim. Și cu
echipa lui, ca să zic așa. E mult mai detaliat, e mult, e scară 1 la 1. Deci nu e ceea ce a făcut CGT-ul, 3 orașe și aruncate cât mâți, dar până la urmă mă mulțumesc, adică apare acolo una alta cu chestii sau vrejeană, dar na. Față de harta asta nu se compară nici ca nici una. Așa de multe detalii, așa de multe chestii, case, tot ce vrei. Plus că s-a mai adăugat și niște efecte. M-a zis sunt drăguțești. E nebunie pe chat. Și cum pot să mă joc pe ea? Păi dacă vrei, ori aștept noua versiune 1.38 și o să fac versiunea 1.38 oficială, ca să zic așa. Ori cumperi versiunea 1.37, care este momentul de față, trebuie să dai undeva la 3 euro PayPal sau undeva la 5 euro PaySafe card, că na, la 3 euro, dacă dai 3 euro trebuie să adaugi și restanțele alea gen și în rest n-ai treabă. Și o ai, îți creezi un cont pe forum la Alexandru, acolo, găsești secțiunea de download, ori îți cumperi VIP. O, să trăiască domnul Cosmin, cu stimă și respect, să rămână mult. Nu mai am ce să mai zic, Cosmin, te pup. Nu mai am ce să mai zic, sincer zic. Cu plăcere, Ierod. N-ai pentru ce. De asta sunt aici, chiar dacă am internetul praf, foarte praf. Ajut lumea și cu internetul ăsta, frate. Nu e nicio problemă. Și, bun. Merg și chestia că, da, mulți nu înțeleg chestia asta. Am și rezolvat-o, Cosmine, astăzi. Deci astăzi am rezolvat. Deci astăzi mersi frumos. Eror, mersi frumos de subscribe. Și bine venit, tată. Și, Cosmine, te pup încă o dată. Chiar astăzi am rezolvat treaba. Șeful, frate, e de bun. Hai de capul, mă. Asta e, mă, asta e. Ce vezi, Cosmine? Stai că nu înțeleg. Ce vezi? Că nu înțeleg. Am înțeles, Cosmine. Na, astăzi m-a mai ajutat Focales și cu mădusul cu încă 26 de euro, după cum vezi acolo. Ne mulțumesc tare mult și ție îți mulțumesc, Cosmine, îți dat Dumnezeu sănătate.
Mă, și-am pus golul ăsta așa, știi, puțin de leva, cred că era. Și când colo, bum. Nici n-am sperat la nimic în seara asta, jur. Jur, Cosmine, n-am sperat la nimic în seara asta, jur. A, am înțeles Cosmine. Nu are nicio problemă, frate, stai liniștit. Stai liniștit, frate. Mă, o să pune problemă. Se mai greșește, de acolo. S-a încărcat și telefonul. Interesant. Știu uneori. Băi, la modul cel mai serios, eu, colegii din România Elite consideră ca o familie. Oricine ar fi, oricine, chiar dacă nu m-au ajutat cu bănuți, chiar dacă m-au ajutat cu o vorbă, cu o chestie. România Elite, să nu uităm. România Elite, să nu uităm. Nu este o comunitate. Nu este o firmă. Este o familie. Așa că... să ne mâncați de căcat cei care ne vorbiți pe la colțuri. Familia României Elite. Nu uităm. Nu uităm. Când este posibilitate ne ajutăm unii pe alții, una alta. Că de asta suntem pe Teamspeak. Și nu trebuie să ne fie rușine de unele chestii, știi, care le măcine, știi ce zic? Gen, na, cum am avut o problemă. Și sincer, de fiecare dată când cer bani de la cineva, mi-e rușine, frate, jur că mi-e rușine. Da, na, mi-e foarte rușine când cer bani de la cineva, când știu că, bă, asta e treaba. Adevărat și asta, Cosmine. Dar câteodată nu mă lasă așa, să zic așa, inima. Bă, mă duc la omul ăla, îi cer bani mâncați în gura ta, s-a terminat. Și după aia intru într-o criză de aia, încât nu mai știu ce să fac, nu știu ce să cer și ce să fac și mai bine tac din gură. Salut, Marcule, te pup! Și din cauza asta mă câteodată stau și țin în mine chestia asta. Te găsești pe Teamspeak, că în momentul de față nu mă găsești pe Teamspeak, dar după aia poate da. De ce? Ai ceva probleme? Stăm la o vorbă. Păi, na, stăm la o vorbă aici dacă e, că pe Teamspeak nu sunt. Vai, cât, jur cu azi bine, mi-a fost o rușine aseară, jur, n-ai văzut, se vedea din vocea mea, clar, și mi-a fost rușine, frate, să cer banii respectiv, pentru că, na, știu că și pe tine
te ajută oarecum banii aia. Dar am zis, bă, nu-i bine, adică e bine să vorbești. De ce să-ți fie rușine? Eu pot să spun că sunt cel mai în măsură să zic asta, pentru că și eu am primit ajutor cu bani și pentru chestii medicale suspecte. Și știi ce să... Da, știu ce vorbești, dar n-a fost rușine, efectiv. Stai, mă gândeam aseară după ce m-ai ajutat. Uite, mă, frate, am ajuns să șer mâncat și jur la toată lumea, da? Jur. Ce mai zici, Marcule? Mai zici ceva? Că știu eu, ești pe mod cote acolo, dar nu mai zici nimic. Cosmine, te pup, te pup, mă, frate, te pup, jur, ești... Nu mai zic nimic. Salut, driver Cătă. Hai, că știu că vrei să treci strada acum. Hai, zic. Nu mai ai puncte de membru de mult, drăgătă, de mult. De mult. De vreo 2 săptămâni. Și nu știu de ce, ci că dă eroare. Trebuia să dăm un claxon. Bă, nu prea era ce trebuia. Nu știu ce să zic. Trebuie pinul, să-l bag pinul respectiv de la care mi l-a trimis cei de la AdSense. Dar pinul nu a venit. Pinul nu a venit. De la AdSense, aia e problema. Că pinul e trimis din 11 mai și zice că... Na. E trimis 4 săptămâni vine. Și... Și rămân și cu banii oarecum blocați acolo. Dacă nu pot să rezolv ceva. Lasă chita la următoarea care o prind cu Cosmin. Să vedem. Chasing memories, run and fly.
ce frână trebuie să pun. Că m-au aruncat de instant. Ia să demorat. Nu am timp. Apropo de chestia asta, să-mi... să-mi verific mail-ul. Păi problema stă în felul următor, că mi-a întrebat să-mi vină în plic acasă prin cod poștal, știi? Prin poștă. Și pe atunci când am făcut AdSense-ul, era perioada aia veche. Că nu trebuia PIN de verificare, îți făcea AdSense să-ți intra banii, știi? Acum trebuie, acum de la update-ul ăsta mi-a stricat toate chestiile, mi-a stricat toate afacerile, ca să zic așa. Și aveam 6 luni, dar stai liniștit că prin mul o să fiu când o să reactivez la gradul ăsta. Dar e chestia că voi, vouă nu vă mai ia banii, gen, vouă nu vă mai ia banii cei care sunt, sunteți membri. Și când o să revin la funcție de membru, atunci o să vi se activeze și vouă. Și atunci când o să reactiveze, îmi pare rău, nu-i din... Dacă o să vă ia banii pe nepregătite sau ceva de genul, îmi pare rău să-i luați pe cei de la AdSense, nu pe mine, că nu o să vă ia banii, gen de la membru, că nu-i din vina mea, e din vina lor, că ei nu reușesc să facă, să mă lese așa cum sunt eu. Nu știu, am să fac un tichet, să vedem cum stă treaba, să rezolv. Măcar săptămâna asta, săptămâna viitoare să le pot să rezolv, dar nu știu, nu cred. Că trebuie să mă ajute cineva să fac ticket pe limba engleză și e greu. O să mă duc cineva la asistența live. Un, să gen să vorbesc cu ăștia. Eu am primit mesaj că mi-a... Mi s-a suspendat pentru un moment pentru că ți-a dispărut așa cu bărbați. Da, 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 păi da, da, da. Dar știi cum se zice, până la urmă Cosmine e driver cătă care vrea să mă susțină, mă susține pe Type3, că până acum nu au fost astea cu membru, cu bărbați, cu super chat. Cei care puteau să mă susțină, mă susțin și până acum pe Type3. Jos în descriere și aia e. Ia să vedem, putem să facem o chestie, rapide. Ba, am putut-o să fac, am putut-o, ce vrei să fac? Ce-ai problemă asta? Știi cum se zice Cosmine? Suspect șofer. Ăsta face aici, ăsta... Oba... Ia să o spăl o leacă, mă, frate, și pe... Stai așa, că mă duc pe partea aia, l-am și o scot. Dar am loc pe unde? Să mă bag pe aici? N-am loc, mă, frate. Bă, bravo, șoferul lupește, eh? Opa! Ce ia, bossule?
Hai să dau o spălătură. O să închide geamurile tot. Dă-i, arde. Gata, bossule, am și spălat-o. Asta e din partea casei, am avut cupon de ala. Schmeichel. Mamă, ce urăsc chestia asta, te înseamnă de mic și fric, dar de unde e? Am înțeles, Cosmine. Am înțeles, Cosmine, ce să zic, mersi frumos încă o dată și te pup. Și ce să zic, seara faină să ai. Noapte bună. Și spor la muncă pentru mine. Unde am ajuns? Iași, mai avem un pic și atunci și noi să luăm și noi piesa și mâine plecăm de aici. Ne ducem retur, ca să zic așa. Ne auzim mâine seara la convoi, Barosare, te pup, da. Ne auzim, te pup și eu, Cosmine. Cât-l fost acoaie? Bă, tu nu vezi în oglindă cu metre? Noapte bună și poftă la live! Chat să aveți butonul de subscribe și like-ul, că apăsați-l cu credere că nu mușcă deloc, că am înțeles. Am făcut și mâine publicitate acolo și la chat, Cosmin, te pup, Doamne ajută! Ia pe atent ce sare. N-o să rimâne bună. Versiunea mătii cu accelerate mătii, nu? Așa? Craiova! Am ajuns în Craiova. Distribuitor DAV. Uite, de aici trebuie să vin eu să iau. Uite, aici și distribuitor Dacia. Pentru că sunt ambele acolo. Uite, mă pot încadra aici pe banda asta? Da, mă pot încadra pe banda asta.
Mă duc să întorc. Întorc și vin. Aici ai podul ăla, dar podul ăla nu-i făcut aici, frate. Gen, are culoare, are tot, are garduri, dar ăla e mai întins, e făcut mult mai întins. Și ăla de la CGT, dacă nu mă înșel. Adică n-are cum să mă înșel, dar e făcut mult mai întins, curva nu-i altă. Latina, piteci latina. Ce dacă am ajuns pe la aeroport, vezi? Mă, ce pula mea sunt cu steagurile astea germane aici? Nu mă, cum se bagă prostul ăsta? Ce țară prost ai greacu? Nu, mă, și trebuie să mă torc înapoi de aici. Aici Pitești, Slatina și Alexandria, am înțeles. Yeah.
Mă, dar ce se întâmplă acolo, văd? Așa mă gândea și eu. Să mergem și noi. Mamă, iar roșu. Mr. Luca, salut! Mă, cum e trecai verde? Da, mă, că nu pleacă, mă, prost, mă. Mă, bă, nu pleacă prostul de pe loc, bă, băiatule, bă. Fiți ar proști, ai dreapă care ți-o dat ce e. După a doua pleacă, zici că s-a oprit motorul. S-a terminat cu aia. S-a terminat cu aia cu ăștia. M-au rupt cuie nebunii. Aude-mi pe ăla, bă! Aude-mi pe ăla cu calul! Bă, ce-i dreacu! Vai, que ela é prosta. Sus, pra mata, um que de prosta, de fraier, de ninguém em drum. Voi, és fraier, tu. Ai de pula, meu, que de prosta. Practic, când avem mergem să-i ca.
că am găsit senzilatorul să mă întâlnesc. Hai, cum e drept? Mai cu viață. Și m-a furat acolo la frână. Cum e trei colegul. Skoda, what? Ai că vreodată cu metri am fără meu și nu spre Dumnezeu, stai pe multe. Bonus altul. Ionuț Mihai, salut! Salut, Tudor Alin!
Ce mă mod, Todor? Că te plimbi, nu vreau să te văd când te grăbești. Stai așa, facem un launch control. 3, 2, 1 și... Foarte frumos ați făcut podul ăsta. Îmi place la nebunie, efectiv. Că știu că este și pe Eurotrack, dar nu prea ai făcut el cum trebuie, dar în fine. Vezi că Discord am pus un mod separat de vreme pentru hartă. Frumos, frumos. 1.38. Nu? Hai cu metre de dată, mâncați și sufletul tău că vine ceața pe aici pe la Creuva și mă prinde cu ceața de alea. Băi, cu aia să mor, adevărat, s-a terminat distribuitor Scania, am înțeles. Trebuie să mă întorc chiar. Da-mi și eu să-mi bag. Curc undeva rapid. Trebuie să iau o spulă de acolo. Cu metre risc cu meserie, trebuie să mă întorc. Te uiți la mesaj fixat de beta tester, am înțeles. Mersi frumos de info. Am ieșit direct în banda 2. Uai, cu metre mai cu viață, dai cu smartul tău. Tico. Pam și cu asta cum pune frână. Alo Roberto Ro, cu plăcere să nu mai înjur după. Dar să nu mă înjur după. Adică, ce, crezi că merge greu? Cât te da pe hartă? 3 euro PayPal sau 5 euro pe SIM card? Doar că la pe SIM card trebuie să bifezi chestia aia. Bagi acolo cât? Pentru taxe. Este de bun intrare. Pinge pe aici. Opa, gata, am ajuns la distribuitorul Scania. Avem un loc de oprire, dar mă balvez cu asta că nu ai ce face. Nu e vreme, nu glumă. Am înțeles. Nu mi-arăt și mie. Tu mă frate, harta. E doar bucățica asta, Roberto.
Ia o dai aici, Roberto. Dita mai harta lucrată 1 la 1 ca realitate. Deci toată partea asta, de partea asta, partea asta, partea asta, bam, 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 tot ce vezi aici e lucrată ca în realitate. Uite, brad, tot ce vrei. Unul, bă, ce mi-e 1 la 5, ce mi-e 1 la 1? Că dacă stai să te luăm logic, tot ăla vin să mor, să vă trăiască vouă, echipa și pe Alexandru. Să mor aici, nu mai zic nimic. Ia vedem aici. Numai cât te ridici, au, te-a. Deci bucata asta care o vezi aici, Roberto Roșu și toți cei care o să mă audă și o să vadă live-ul acesta, deci toată bucata asta, deci, o să, deci pe SCS o să fie luată firic cu firic, margine cu margine și combinată să facă un drum. Și, și el nu e lucrată cum trebuie. Aici din tip au uitat. Stai așa să vă dau. Stai așa să vă dau preview. Mâncava și gura voastră. Cum mă enervați. Auzi. Ai cu trei în sim. Eduard Simionescu, ai greșit. Azi, astăzi mă plimb pe România, frate. Dacă o să mai dăm mâine, poi mâine vedem. Ia uitea. Ia uitea, când vreodată ai să vezi tu de astea, ia uitea. Ia uite, ia uite, trei în sim aici, frate, ia uite, trei în sim aici. De asta care le vezi și pe România, frate. Stai așa. Deci... aia, ia uite, altul. Ia uite. Frumos aici, ia uite. Tramsim. Ce e ăla Tramsim? A. Am fine, Tram 3 nu contează. Salut, care de 50. Ia uite, când vreodată vezi tu uzinele asta pe harta SCS? În viața ta n-ai să vezi. Ia uite, când ai să vezi texturile astea puse aici? Bam! Când ai să vezi tu chestiile astea pe SCS? Niciodată. Când ai să vezi tu Coca-Cola pe SCS? Ia uite, hai să vă dau așa un preview, că nu mi-e greu să merg. Știi ce zic? Uite, harta României lucrată de Alexandru și echipa lui, cu Todor Alin, cu Iati, cu Injector și toată lumea bună acolo. A, de când vreodată să aveți voi preview-ul ăsta vreodată? Pe SCS. A, uite, deci uitați și azi. Nu știu că la astea lucrează bunică meu. Nu știu cum se numesc asta, dar de fiecare dată uit. Asta e de scos sistiu și etc. Nu am mai zis nimic. Hai că faci și... și chestii să mor. Așa, sonde. Mersi. Mersi, Eduard. Că uite, când ai să vezi tu harta așa încărcată pe... pe SCS? Ia uite. Totul frumos, ia uite. Alo, ce fac cu metre? Ești fată sau? Da, ești fată, ai coc. Ia uite, când, uite, mă urc în balconul ăsta. Ce fac cu metre? Salut. Deci mi-o apă. Păi de când să ai o stație de asta butan gaz, ia uite. Gaz petrolier lichifiat. Niciodată n-ai să ai pe o hartă. Ia uite, ce scrie aici? De ale noastre, producție metro. Ia uite, și aici. Sărbătorim românești 1 decembrie. Pam, hâți. Care sunt vestile bune din titlu? O să mai urmeze încă o lună de timp cu internetul acesta. Apoi, pe undeva prin octombrie, o să avem fibră optică de 1 giga. De 1 giga, 500 și 100.
Auzi, când ai să vezi tu chestiile astea prin alte părți? Întreb. Auzi, când ai să vezi tu atâtea case pe aici, auzi, ia. Puse. Gen. Auzi, da, aici s-a mor de temin, pe aici s-a mor de temin, dacă vin în România, aici s-a terminat, pe toată partea asta o ocupăm noi și ne mai trebuie și partea asta de după casă, dacă o să bage pe multiplayer, o să se facă CGS-ul. Chiar că e veste bună, scap să merg la oftalmolog, am înțeles. Ia uite, Penny, la fel ca realitate, semni, bam, hâț, mâț. De fiecare dată am luat chestia asta de ce a făcut Alexandru Jur. Și dacă facem o chestie acum, Goto, Bacău, hâț. Deja Bacău, deja strață trăsăturile și drumurile și deja aș puse și NPC-uri, ia uite. Goto Onești. La Onești nu prea e pus. Ăsta aici nu prea s-a pus. Dar fiți atenți. Tot legat de Bacău și de toate chestiile. Încă nu știi ce urmează în 04. Adevărat că nu știu ce se urmează în 04, că mă surprindeți. Goto Suceava. În Suceava nu e nimic, da. Goto. Asta a lucrat cea urel aici. Goto, nu Gogo. Prostule, respect prost. Aici nu mai zi nimic, aici a lucrat Ceaurel 1 la 1 ca realitate, nu mai zi nimic. Așteptați un pic să ne carci. Să mergem și pe aici un pic. Așa un pic să mă înalt mai sus. Și asta unde face legătură, frate? Că mă duc după aia să mor. M-am dus degeaba. Uite aici mă pun. Hai să mergem pur la prin bărlat pe aici. Pe unde a lucrat Ceaurel. Că pe aici ar sigur a lucrat Ceaurel. Ce era ce dea cu calul tău? Aute, bărlați că ești mare, frumos. Ăsta unde e pula mea, intră? O metri! Aici ai drumul către Galați. Aici e un alt drum, o să vinim și pe el, nu-i problemă.
Mamă, ce orele, dar așa e la vreun alt cu metre. Să trească, să vă trească vouă, așa... drumuri. Mă uitea. Golanii. Îmi stau aici. Ia să vedem ce e încolo și după aia dacă e o fundatură mergem în partea asta mă întâlnă. Să fie mai calmă. Aici parcă e o altă ieșire dacă nu mă înșel. Da, e o altă ieșire. Sau aici e drumul care duce la Lidl. Și trebuie să fie completat oarecum. Vaca mă de gât. Aici e drumul prin spate de la Brlad. Aici am drumul fundat, clar, unde mă duc eu, o să fac o de nu. Să trec aici. Hai că e număr cine lucrează și la ce drumuri. Mamă, că dacă îmi spui unul de bac, că un 040, mâncați aici pula ta de nu. Acolo nu mă mai scoți, clar. Cred că o să fac o prostie și nu pot. Nu pot. Prostule. Radu la Craiova, Zlatina. Frumos, frumos. Vezi că sună frumos chestia asta, jur. Sună destul de bine. În punctul meu de vedere, ia să întorc aici. Am văzut Alex că lucrează acolo. Mă, da, ia. Poți să intru aici? Da, frate, poți să intru și am picat taiurea. A, e. Andrei la Arad. Așa. Oscar Denia.
Bogdan la 1 Timișoara Lugoj, așa. Lache la Valea Oltului și Vâlcea, așa. Mamă, că dacă spune eu ceva de bac, o mâncați-și gura tata Doralin, eram primul acolo, mâncați-și. No, bine mă, fraților, eu ce să vă zic, mersi frumos de like-uri, mersi frumos de donații pe care de măduțul și să-i dea Dumnezeu sănătate lui Cosmin. Noi ne vedem data viitoare la un nou live, poate fi mâine la Convoi Oficial România Elite. Și acum ce să vă zic, vă spun o seară plăcută, ne vedem data viitoare, nu mă vedem, baftă, m-am pupat.